Eu sunt Mădălina Vasiu și tu asculți Thinking Made Visible. E episodul 4 din miniseria dedicată femeilor pe care am creat-o ca să celebrăm luna martie dedicată femeii. Sofia Frunză, invitata mea de azi, este o femeie puternică, antreprenor, creator, ce a ales să creeze proiecte pentru bărbați, mai precis, pentru tătici. Mi-a atras atenția faptul că o femeie și-a îndreptat și ea, la rândul ei, atenția spre tătici și mi-am dorit să descoper de ce a făcut asta, cum a ajuns să facă asta și ce este Modern Dads. Dacă știi câte ceva despre mine, știi cât de dragă mi-e zona de parenting și de ce aleg să mă implic în contexte legate de ea. Așa că nu va fi o surpriză pentru tine faptul că o discuție despre parenting, mai ales că aduce ceva nou, îl pune pe tătic în centru, mi-a făcut deosebită plăcere. Sper să-ți placă și ție și te invit, dacă știi tătici sau viitor tătici, să le trimiți acest episod și să te asiguri că știu că există o comunitate dedicată lor, unde pot să se informeze, să se exprime și să se conecteze cu alți bărbați care experimentează ceea ce experimentează și ei. Bine ai venit la Thinking Made Visible. Sofia, mi-am propus ca în discuția noastră să-ți fac gândirea vizibilă despre munca ta, dar pentru că faci multe lucruri și faine, o să le luăm pe rând. Mulțumesc mult pentru invitație, Oana. Mă bucur foarte tare că tu ești parte din miniseria asta specială de 5 femei, 5 episoade în care mi-am dorit să sărbătoresc și să celebrez femei care fac lucruri faine, dar pentru că până acum recunosc, noi nu ne-am cunoscut înainte de acest context, aș vrea ca și pentru cei care ne ascultă să răspunzi la o întrebare. Cine ești tu, Sofia Frunză? Sunt mamă de 2 copii. Și lucrez în domeniul comunicării și organizării de evenimente de peste 12 ani. Am început într-o agenție foarte mică și un loc în care m-am dezvoltat extrem de mult. Și am ajuns la momentul în care am luat calea antreprenoriatului și am creat propriile concepte și proiecte pe care le implementez și de care mă bucur foarte mult. Ce roluri joci tu astăzi în viața ta de zi cu zi? Înțeleg ce ai spus acum, dar, de exemplu, în munca ta îmi închipui că, văzând ceea ce faci, că e nevoie să schimbi așa rolurile. Care sunt rolurile tale în viața de zi cu zi? Sunt femeie, sunt mamă, sunt soră, sunt soție, parteneră de viață, sunt colegă. Sunt foarte multe roluri pe care le avem, de fapt, noi toți în fiecare zi. Și cred că rolul de mamă este cel mai pronunțat, pentru că de aici au venit și ideile proiectelor pe care le-am dezvoltat și atunci completează foarte bine rolul meu de antreprenor. Apropo de antreprenor, pe LinkedIn-ul tău scrie așa: antreprenor, parenting event planner, PR and communication specialist. Hai să le luăm pe rând. Ce implică munca ta de antreprenor azi? Fac parte dintr-o agenție de publicitate, Creative Energy Corner. Aici dezvoltăm diverse proiecte pe zona de comunicare online, dar și de organizare de eveniment. Iar de aproape 4 ani, munca mea s-a completat cu partea asta de organizare de evenimente proprii, concepte care pun accent pe zona de parenting și proiecte care ajută părinții și îi inspiră, le vin în ajutor cu soluții, cu recomandări și cred că asta
este foarte important. Pentru că în momentul în care suntem acum, cumva mi se pare că se pune foarte mare accent pe statutul de părinte și foarte mare presiune, de fapt, pe statutul de părinte. Așa e. Uitându-mă în trecut la părinții mei și la viața pe care o avem acum, cumva totul este foarte alert, lucrurile se întâmplă foarte rapid, copiii se dezvoltă mult mai rapid și atunci și presiunea pe părinte este mult mai mare și din societate și părinții pun presiune pe ei pentru că își doresc ce e mai bine pentru copiii lor. Și cred că de aici e și presiunea asta mare pe care și eu o simt și văd în jurul meu la alți părinți același lucru. E foarte interesant că ai zis, uitându-te la cum erau părinții în trecut, sau cel puțin din munca mea din industria de parenting, am avut de multe ori conversații chiar și cu mama mea și cu mătuși de ale mele care consideră că nouă astăzi ne este mai ușor decât le-a fost lor. Cum se vede de la tine treaba asta, care nu numai că ești mamă, dar ești un om care adună la un loc mulți părinți și probabil ai avut șansa să vorbești cu foarte mulți. De ce se simte că e mai greu azi? Consider că părinții se implică mai mult în creșterea copilului față de cum făceau în trecut. Nu vreau să fac o critică la adresa părinților noștri. Eu cred că era greu și atunci pe anumite aspecte, pentru că mai mult se punea accent pe ideea de nevoi de bază ale familiei, mâncare, haine, nu știu. Dar acum, părinții cred că mai degrabă pun accent pe nevoile emoționale ale copiilor și partea de dezvoltare cognitivă, fizică, pe toate palierele. Și cumva cred că de aici vine și diferența, de fapt, între trecut și prezent. Nu pot să zic că părinții în trecut nu investeau în dezvoltarea copilului, pentru că și eu am fost la o școală de artă, de exemplu, pe lângă școala în care mergeam în mod curent sau la cursuri de desen. Pentru că tocmai în ideea în care părinții susțineau implicarea și dezvoltarea mea. Dar acum mi se pare că părinții citesc foarte mult pe partea de parenting. Participă la cursuri, la evenimente, proiecte, în ideea în care vor să se dezvolte și atunci își doresc mai multe pentru copiii lor, se implică mai mult și de aici vine și presiunea și nevoia de a face mai mult, de a reuși să facă pentru copiii lor ce cumva poate și-ar fi dorit și pentru ei mai mult sau nu neapărat dacă și-ar fi dorit, cât așa consideră ei că își doresc să facă pentru dezvoltarea copilului. Da, asta mi se pare și mie că e diferit. Pe lângă niște lucruri care au dispărut, cum este comunitatea din spatele blocului pe care noi aveam când eram mici, care acum nu mai este, combinat cu programul de muncă. De exemplu, în cazul părinților mei, mi-amintesc că tata ieșea, mergea într-adevăr mult mai devreme, mergea la ora 5 la muncă, dar venea un pic mai repede acasă și atunci parcă nu eram împreună doar de la 6-7 seara, cum se întâmplă acum, ca să aibă nevoie să ne dea vreo 3-4 ore la ceva cursuri extra până când ies ei de la lucru. E într-adevăr o conversație interesant de avut despre diferențele dintre trecut și prezent. Dar acum aș vrea să ne concentrăm un pic pe prezent. Toată această combinație de mamă, antreprenor, organizator de evenimente în nișa de parenting și specialist în comunicare au creat sau au dat naștere, dacă tot vorbim de a fi mamă, unui proiect despre care îmi și doresc să-ți facem gândirea vizibilă în acest episod. Modern Dads. Ce este Modern Dads? O să fac o legătură cu trecutul. Te rog. Aveam la un moment dat un carnețel în care scriam obiectivele mele pe plan personal și profesional și scriam atunci că peste 10 ani îmi doresc să devin antreprenor, pentru că obiectivele erau puse pe 10 ani. Și îmi doream să fac ceva care ajută oamenii, schimbă ceva în jurul meu. Și cred că, având notate aceste lucruri, chiar dacă atunci nu aveam definitivată ideea și concret ce îmi doream să fac, era un lucru pe care mi-l doream. Și cred că prin Modern Dads am ajuns să fac ceea ce, de fapt, acolo nu era scris în cuvinte.
concret în litere, pe litere. Modern Dads este un proiect dedicat taților pe zona de parenting. Mi-am dorit să vin în sprijinul tăticilor cu, cu informații adaptate pentru ei. Mi-am dorit să scot în evidență valoarea tatălui. Și nu a pornit așa oricum. Eu am devenit mamă pentru prima oară în 2016 și mergeam împreună cu partenerul meu la evenimente de parenting. Observam că focusul era mereu pe rolul mamei și ce ar trebui să știe să facă mama. Și practic se spunea în 99% din cazuri cuvântul mamă și cred că un 1% era noroc dacă se spunea tată. Nu se discuta cu tatăl. Cumva și informațiile nu erau adaptate pentru tată. Și soțul meu, care era acolo să învețe, pentru că împreună era o experiență nouă pentru amândoi, voiam să ne doream și vrem să fim părinți buni pentru copiii noștri, mergând la astfel de evenimente, practic se simțea exclus. Este motivul de la care a apărut conceptul Modern Dads. Și am zis că dacă inițial, la prima ediție, vin doar, nu știu, prietenilor noștri care sunt tătici, au devenit tătici, deja este bine, pentru că vorbim de o comunitate mică unde exista acest interes de a se implica, de a se informa, de a participa, de a se inspira, de a primi informații specializate, pentru că tații în general își doresc să vorbim cât mai la subiect, concret, cu oameni specializați, da, și foarte practic. Și asta am încercat prin prima ediție pe care am făcut-o în 2017, în luna aprilie. 4 aprilie, țin minte data foarte bine. Urmează aniversarea. Da, da. Mi se pare foarte fain că te-ai gândit la asta. Eu și am zâmbit când ai zis ideea că în 2016 ai devenit mamă și mergeai la evenimente de parenting. Exact în anii respectivi eu lucram cu Urania Cremene și unul dintre obiectivele strategice pe care le aveam atunci în partea de organizare de evenimente și cu programul ei online era să creștem prezența taților în sălile de eveniment, pentru că da, de cele mai multe ori aveam 95% mame în sală și un 5% domni care fie au fost obligați, cu ghilimele de rigoare, să fie acolo, fie au venit din propria lor inițiativă, dar se vedea că lipsește un pic cadrul în care să se vorbească despre nevoile lor emoționale, despre cum în momentul în care se formează o mamă, se formează și un tată, cum când celebrezi un an al unui copil, se celebrează și un an al unei femei care a devenit mamă sau un an al unui bărbat care a devenit tată. Așa că în momentul în care mi-ai scris despre Modern Dads, m-am bucurat tare să văd că ai preluat inițiativa și ai făcut-o să se întâmple. Totuși, au trecut deja, ai zis, 2016-2017, au trecut câțiva ani, dar îți mai amintești care erau plusurile din mintea ta acum câțiva ani care au susținut că, da, Sofia, este o idee bună să faci asta, e nevoie și în piață, și în comunitate, și în societate de asta și mai ales, pentru că este totuși o activitate antreprenorială, vei putea să o și susții financiar. Care au fost plusurile? Cred că primul plus este faptul că la prima ediție, deși s-au înscris, noi ne gândeam să facem un eveniment cu 50 de persoane maxim, pentru că ne-am propus am închiriat o sală și era un număr de locuri și în realitate se înscriseseră 80 de tați. Noi am gândit, așa cum de obicei la evenimente, o parte dintre participanți se pierd pe drum. Da. Având experiență de organizator de evenimente, știam acest lucru. Am zis că e ok, dacă vin 50, ar fi perfect. Au venit 79 de tați. Nu cred! Wow! Am zis, în plus, toată lumea a avut loc pentru a participa la prima ediție Modern Dads. Și ăsta a fost primul semn că ceea ce facem este bine, că faptul că am lansat primul eveniment dedicat taților este un lucru foarte bun și feedback-ul al doilea vine de la tați direct, pentru că am avut un formular de feedback la final și citind lucrurile pe care ei le-au scris acolo, ce le-aș dori mai departe, ce ar fi de îmbunătățit, era clar că
trebuia să organizăm o nouă ediție în curând, pentru că ei își doreau să facem cât mai curând și cât mai multe evenimente, ediții în care să vină în sală, să în primul rând și pentru partea de networking îndrătați, pe partea de informație, partea de experiențe, pentru că noi acolo aveam tot felul de activări pe care le pregăteam cu partenerii noștri și atunci era interesant și pentru ei. Era fain să vadă că se adresează direct lor aceste evenimente. Iar la una dintre ediții, un tătic, fiind întrebat de un speaker de ce a venit la eveniment, a spus că este singurul proiect care recunoaște valoarea taților. Și cred că iarăși este un lucru care spune foarte multe, pentru că asta ne-am dorit de fapt, să scoatem în evidență și rolul tatălui, să spunem că sunt la fel de valoroși ca mamele și ar trebui să se implice la fel de mult. Pentru că în societate încă există mentalitatea că mama ar trebui să se ocupe mai mult de copil și tatăl cumva întreține familia, dar nu mai trăim în trecut. Acum și mamele merg la un job full-time și mamele se implică și depun același efort ca tații și atunci responsabilitatea creșterii copilului este pe ambii părinți. Și mama și tatăl se pot implica la fel de mult, ambii pot alege să rămână, de exemplu, tatăl în concediu de creștere a copilului sau mama. E o discuție pe care fiecare familie trebuie să o aibă și să decide cum este mai bine pentru ei. Și prin Modern Dads, cumva ajungem să ajutăm tații, să inspirăm, să le oferim un cadru, un loc unde pot interacționa cu alți tați ca ei, pentru că mulți poate se simt stingeri sau singuri cumva, poate în gașca de tătici, nu, de prieteni nu sunt alți tătici și atunci au nevoie să socializeze cu tați care sunt în același, nu știu, au copii de aceeași vârstă poate sau aceleași interese. Ai zis multe lucruri și aș vrea să ne întoarcem la câteva. În primul rând, ca să explic de ce reacția mea legat de câți tătici ați avut în sală la eveniment, este pentru că, pentru cei care nu organizează evenimente, rata de prezență la evenimente în offline este de undeva 30-35% și dacă atingi 50% din oamenii care s-au înscris să și vină în sală, mai ales dacă avatarul de client este femeie, este wow. Și atunci să aibă 79 din 80 este minunat. Probabil că ați găsit un avatar de client care avea și o nevoie foarte mare și pe lângă asta și-a și bătut în cuie. Când a zis că vine, a venit. Dar... Să completez aici, într-adevăr, observ o responsabilitate foarte mare în rândul taților. Dacă confirmă că vin la eveniment, că vor fi prezenți, foarte puțini nu ajung și cei care nu ajung trimit e-mail-uri în care se scuză și ne spun că, din păcate, a intervenit ceva și nu putem ajunge. Adică chiar este o responsabilitate crescută, nu știu. Se simte fain când ești organizator de evenimente că cineva s-a gândit, măi, eu m-am înscris pe o listă, nu mai pot să ajung acum, just ar fi să-l anunț pe omul la care i-am spus că mă duc. Da, chiar dacă ți s-au înscris mii de oameni, cum aveam și noi la seminarii, m-a ajutat să nu trebuiască să mă apuc să car scaune cu 10 minute înainte să înceapă evenimentul, dacă aș fi știut că vor veni sau nu vor veni. Ai mai zis în tot ce ai povestit tu despre faptul că îți dorești să creezi un context în care tații se poată conecta și să stea la un loc cu alți bărbați care trec prin ce trec ei. Tu ești femeie, tu ești mamă. Ți se pare că întrebările pe care le adresează părinții... Din nou, vezi? Uite ce setare mentală am. Întrebările pe care le adresează tăticii în cadrul evenimentelor de parenting diferă cu mult față de ceea ce întreabă mamele? Nu diferă foarte mult. Cred că diferența este în faptul că tații sunt mult mai practici, adică vin cu o situație concretă cu care ce se întâmplă acasă în relația cu copilul și vin și întreabă specialistul ce ar putea să facă. Adică ei chiar
aveau notate pe carnețele sau, nu știu, un telefon, își notează lucruri și vin și întreabă concret. Cred că mamele sunt mai, cumva, în general, sunt multe întrebări pe care, ca informare, le adresează, nu neapărat că se întâmplă în momentul respectiv acasă. Pentru că vor să știe cumva, dar tații sunt axați fix pe momentul respectiv, ce se întâmplă și ce pot face concret acasă cu copilul meu, astfel încât să trec peste situația în care sunt atunci. Întreabă tăticii și despre contexte emoționale? Există așa un fel de preconcepție, cum că mamele se ocupă de partea asta emoțională și că tăticii sunt cu joaca și cu alte chestii, cum spui și tu, mai practice, pragmatice, zim ce să fac ca să fie bine copilului meu. Dar întreabă și despre contexte emoționale? Sunt tătici care vin, de exemplu, să întrebe despre crizele de furie pe care le întâlnesc acasă cu copiii, fie în gestionarea relației dintre frați, fie pur și simplu atunci când copilului se spune nu sau nu are voie să facă un anumit lucru. Și au întrebat concret, uite, ce se întâmplă în familia tăticului și cum poate gestiona această criză de furie. Pentru că sunt foarte multe tantrumuri și crize pe care copiii le fac și efectiv se simțeau depășiți de situație. Deci noi la Modern Dads am avut mai multe subiecte pe care le-am abordat și clar nu am exclus partea de dezvoltare emoțională. Am vorbit și despre psihologia copilului și despre sănătatea copilului, despre, nu știu, siguranța copilului, bugetul și educația financiară a familiei și a copilului. Adică am avut subiecte variate și toate au pornit și de la sugestiile pe care le-am primit de la tați. Cel despre crizele de furie a fost clar unul dintre subiectele pe care în mod curent tații le propuneau ca sugestii pentru edițiile care urmează. Există discuții în cadrul evenimentelor sau în cadrul comunității, pentru că o să vorbim și despre cum s-au mutat evenimentele în online, există discuții și despre, exact cum spuneai și tu, nevoia taților de a fi văzuți și puși la, sau să li se dea valoarea pe care o merită. Există discuții despre cum se simt ei legat de faptul că nu li se dă acest rol? Nu am observat, cel puțin în comunitatea online, să deschidă subiectul. Tații, în general, sunt foarte rezervați și la a întrebări online, a da like-uri, comentarii. Mai degrabă, de exemplu, dacă scrie un tătic în grupul privat Modern Dads că fac o cercetare pe un subiect, mă ajutați și cu siguranță tații vor răspunde la chestionar și vor scrie în comentarii că da, hai, am rezolvat, uite. Ei fac, tăticii fac, dă-le ceva să facă și ei fac, dar nu e întreba despre emoții. E foarte greu la capitolul acesta de a adresa, de a se expune cumva cu o întrebare, pentru că, nu știu, cred că e un subiect, cred că mai degrabă își caută sursele citind, informații sau căutând surse externe, poate site-uri străine sau decât să efectiv să adreseze întrebări online în comunitate sau pe pagina de Facebook. Offline, cu siguranță au fost discuții între tătici, pentru că aveam și partea de networking la evenimente și atunci discutau între ei. Nu știu dacă s-au simțit neapărat excluși, cât simt cumva că nu se discută cu ei, adică că nu le se adresează direct lor, nu știu, chiar și site-urile online. Uite, în acest weekend, de exemplu, citeam un articol scris de Alex Oancea despre tăticul Alex versus parentingul online, 01, scrie el, și povestea fix asta. El caută online informații concrete, nu știu, ce tip de biberoane să aleg sau ce tip de sisteme de monitorizare, asta versus, modelul acesta versus modelul acesta, adică vor informații mult mai practice, mult mai la subiect și pe online ce a găsit el ca informație îi se pare că este adresată în continuare mamei și el nu se regăsește, nu se simte ok citind articole scrise chiar și de tătici blogări care se adresează mamelor sau se adresează tot cu mamelor prin materialelor pe care le publică pe blog.
El simte o lipsă și a și scris despre asta. Și eu cred că, cu siguranță, mulți tați simt același lucru, doar că nu verbalizează. Și probabil că nici măcar nu știu, cum să zic, teoretic noi ne plângem de chestia asta și aici aș vrea să vorbim ca între femei, să zic așa, ne plângem de faptul că tații nu se implică sau că am vrea să se implice mai nu știu cum sau ne plângem, dar realmente dacă e să ne uităm la felul în care e creată societatea sau... nu știu, cum ai spus și tu, inclusiv site-urile sau blogurile, nu e făcut cadrul în așa fel încât să-i susțină și pe ei și atunci nici eu n-aș vrea să fiu implicată într-o discuție sau să particip la o conversație, să creez engagement undeva unde nu e realmente despre mine. Dar aici aș vrea să știu punctul tău de vedere. Chiar dacă nu este foarte politically correct, am zis că la Thinking Made Visible vorbim și ne facem gândirea vizibilă și dincolo de ce e dă bine, să zic așa. Ce părere ai tu despre, nu știu dacă e corect să spun limită, dar, așa o să-i spun, limita din mentalul colectiv care îl așează pe tată ca fiind omul care îi oferă ajutor mamei? Cum se vede de la tine fraza asta? De obicei, când aud asta, tot timpul încerc să fac o observație și să spun că tatăl nu trebuie să ajute mama, dar de fapt el trebuie să se implice, pentru că el nu ajută pe mama, el se implică în dezvoltarea propriului copil. Uh-huh. Cred că aici, cu partea asta de ajutor, și noi, femeile, contribuim puțin în ideea în care nu implicăm tatăl din prima clipă. Din momentul în care devenim, am rămas însărcinate, uh-huh, ar trebui să implicăm tatăl oricât se poate în momentul respectiv. Fie prin faptul că mergem la ecografii și tatăl poate să vină, de exemplu, să audă bătăile inimii copilului pentru prima oară. Este un moment emoționant. Eu, de exemplu, am plâns la primul copil, cred că și la al doilea, dar a fost, nu știam, adică era, m-am dus la ecografie, eram singură, nu eram, soțul meu de fapt era la ușă, nu a intrat cu mine în cabinet. Și când am auzit bătăile inimii, a fost, nu știu, cel mai fain sunet. Ioi, mi s-a făcut pielea de găină. De ce stătea el la ușă? Uite, asta e de fapt discuția. De ce stă tata la ușă? De ce nu intră? Ulterior, la ecografie, a intrat alături de mine pentru că mi-am dorit ca și el, uh-huh, să beneficieze de această experiență care este unică. Și a fost alături de mine. Mai e partea asta de noi mamele, în general, dacă punem tații să facă ceva legate de copil și ei nu fac așa cum noi poate ne-am dorit sau imediat spunem lasă că fac eu, lasă că nu e ok, mai încerci mai târziu sau ceva, cumva ne asumăm prea multe responsabilități, uh-huh, și nu încurajăm tăticul din start. Asta este o altă greșeală care se întâmplă în mod curent și o văd în jurul meu. La mămici am făcut și eu această greșeală de câteva ori. Pentru că e nevoie de timp, e nevoie și că nu ne naștem cu experiență, nu ne naștem părinți, devenim. Uh-huh. Adică trebuie să experimentăm, învățăm, până și scutecul la evenimentele pe care le făceam. Am avut la un moment dat un moment practic în care puneam tăticii să pună un scutec la un bebeluș păpușă. Și tăticii puneau scutecele invers. Oh. Pentru că nu știau de unde să știe ei că trebuie puse altfel. Sau nu știu, uh-huh, cum este corect. Încerci, uh-huh, și după aceea vezi care este, dacă e bine sau nu este bine. Tocmai de aceea trebuie să avem și răbdare și să încurajăm partenerul de viață să se implice cât mai mult. Să le povestim despre contexte unde, nu știu, proiecte la care pot merge, participa, cum este și cursul de puericultură, de exemplu, uh-huh, care oferă taților posibilitatea să rămână 10 zile în plus acasă cu copilul și familia. Uh-huh. Proiecte online, proiecte offline, adică aceste contexte care poate nu ajung la tată, dar noi ca mame, pentru că citim și căutăm foarte multe informații, cu siguranță putem să informăm și partenerul că, uite, există și un proiect dedicat ție, ar fi fain, uh-huh, să te duci, uh-huh, sau cărți pe care le citim, sau podcast-uri pe care le ascultăm. Ce, uh-huh, informații găsim, să le share-uim
cu partenerul de viață. Pentru că în felul acesta creștem și ne dezvoltăm amândoi și contează foarte mult și se reflectă asupra copilului pe termen lung. Uite, acum că povesteai, mi-amintesc o discuție pe care am avut-o chiar ieri cu un prieten care urmează să fie tată în câteva luni și l-am întrebat cum se simte și cum e așa senzația pentru el. Și răspunsul lui a fost că e entuziasmat, dar că își dă seama că el nu este încă foarte conștient de ce urmează și a folosit o frază interesantă. Soția mea deja petrece foarte mult timp cu copilul, eu nu. Și atunci mi-am dat seama, și chiar așa este. Adică o mamă petrece timp cu copilul din primul moment în care el este conceput și într-o formă sau alta există o legătură acolo, niște senzații pe care le poți descrie, dar pe care tatăl nu le poate trăi 100%. Și am simțit așa un regret în vocea amicului meu ieri când a zis asta că ea deja petrece timp cu copilul și apoi a mai zis și asta, ea va intra în concediu cu 2 luni înainte, sper să nu greșesc, cu 2 luni înainte să se nască bebelușul și dacă ar fi doar alea 2 luni, faptul că ea are timp ca în alea 2 luni să stea pe net să citească, o să o facă să știe mai multe lucruri decât voi ști eu, pentru că eu nu am alea 2 luni să citesc despre, de exemplu, exact ce ai zis tu, Sofia, schimbatul scutecului. Și mi s-a părut interesant să aud un punct de vedere care sună un pic diferit față de ce se aude de obicei. Crezi că este sau ai resimțit și tu că există un fel de, nu știu dacă regret, dar dorință mascată în nu se întâmplă și e firesc că nu se întâmplă, asta e, dar de fapt îmi pare rău că e așa, la tăticii care vin la Modern Dads, la event sau în online? Eu cred că mulți tătici nu realizează efectiv până nu se naște copilul. Cumva nu realizează că devin tată. Adică, ok, e un lucru, urmează, e fain să devin tătic, dar abia în clipa în care se naște copilul și îl ține în brațe, abia de atunci cred eu că efectiv tatăl simte că e o responsabilitate pe care o are și de acum cumva se implică mai mult sau cumva și emoții și trăiri are și nevoie de informare mai mare. Uh-huh. Eu cel puțin asta am observat și la soțul meu și în general la tații pe care îi cunosc. Uh-huh. Tocmai de aceea, de exemplu, mi se pare că la proiectele care se axează viitorilor tați sau viitorilor părinți, tatăl se duce mai așa, mai împins din spate, mai hai că trebuie, hai că urmează, hai să ne informăm și abia atunci când devine tată și trece prin mai multe experiențe și situații, abia atunci vine că el simte, că el vrea, pentru că e conștient că e nevoie să se informeze, e conștient că trebuie să știe mai multe și atunci vine de singur, e alegerea lui să participe la un eveniment offline cum e Modern Dads, de exemplu. Dar, cum îmi spunea, discutam cu un tătic acum ceva timp și îmi povestea că, uite, eu sunt foarte ocupat, știu că voi deveni tată, nu am foarte mult timp, dar mi-ar plăcea să fie un curs video în care să pot, să mă uit de acasă seara când ajung de la birou, să nu trebuiască să merg undeva, pentru că și așa sunt plecat toată ziua și mi-ar plăcea seara când ajung să pot petrece timp și cu partenera. Și atunci mi s-a aprins așa un beculeț și m-am gândit că proiectul, cursul video Dead to Be Academy pe care l-am lăsat noi acum în ianuarie, este cumva vine, răspunde nevoii lui și nevoilor altor tați care cumva poate nu ar face un pas acum să meargă, bine, nici nu cred că mai e posibil în perioada aceasta să meargă la evenimentul offline, dar ca idee, în momentele în care se putea, ar fi preferat să stea acasă, să se informeze, să se uite de pe laptopul lui într-un mediu liniștit, comod. Uh-huh. Și abia ulterior, după ce devine tată, cu siguranță își schimbă puțin atitudinea și alege să facă un pas în plus, alege să dedice timp și să participe, să se informeze, să facă lucruri pentru dezvoltarea lui ca tată și care ulterior normal că se va vedea și în relația cu copilul și cu întreaga familie. Uite,
Cum arată când discută doi oameni de comunicare, fără să-ți adresezi întrebarea, ai ajuns exact în punctul în care eram cu lista mea de întrebări. Pentru cei care ne ascultă, Sofia a lansat la începutul acestui an Dad to Be Academy, o academie pentru tătici, în care tătici învață, probabil, o să sune urât, dar ceea ce mămicile au deja la dispoziție de mulți ani, cursuri pentru mame din perspectivă de mamă, dar acum Sofia s-a gândit că e nevoie de un asemenea curs pentru tătici. Așadar, repet încă o dată, Dad to Be Academy. Sofia, spune-mi, ce cuprinde acest curs online? Cursul inițial am gândit sub formă de 5 module. Voi spune ce conține fiecare modul, pentru că e foarte important. Nu au fost alese la întâmplare. Au fost niște module gândite foarte bine și astfel încât să fie realmente de ajutor viitorilor tătici. Primul modul este despre puericultură și sănătatea copilului în primul an de viață. Al doilea modul despre rolul tatălui în dezvoltarea copilului. Și aici vorbim atât despre psihologia tatălui, cât și despre psihologia copilului. Deci, realmente, cum ajută faptul că tatăl se implică în creșterea copilului, atât tăticul, cât și copilul, pentru că sunt beneficii de ambele părți. Vorbim despre dinamica și intimitatea în cuplu după nașterea copilului, despre siguranța nou-născutului acasă și în timpul călătoriilor. Și ultimul modul este despre bugetul familiei și educația financiară a copilului. Voi trece un pic să povestesc despre fiecare modul, dar vreau să mai adaug un lucru foarte important, este că pe lângă aceste 5 module, tații primesc și un kit de start pentru familie, care cuprinde o serie de produse și cărți pe care le trimitem bonus pentru cei care fac acest curs de, curs de parenting pe care l-am gândit pentru tătici. Ce fain, adică le trimiteți un fel de pachet prin poștă? Da, le trimitem prin curier, așa. Un kit, o cutie albastră pe care scrie Dad to Be Academy și acolo am inclus o carte despre dedicată viitorului tată de la editura DPH, am inclus câteva produse, biberon, suzetă, scutece, niște vouchere pe câteva site-uri pe care își pot achiziționa ei produse și ce au nevoie pentru copil. Am inclus și o carte despre siguranța copilului în timpul deplasării și kitul se tot completează, aș spune, pentru că urmează să mai adăugăm câteva surprize pentru tați în aprilie. Dar aici vor afla tăticii când vor intra pe site în momentul respectiv. Și mai este o noutate despre care vreau să povestesc, este faptul că pentru că ne dorim foarte mult ca cei care urmează cursul de Dad to Be Academy să primească la final și certificatul de puericultură, cel care oferă taților posibilitatea să rămână 10 zile în plus acasă cu copilul, completa cursul cu două module, un modul despre vaccinarea copilului și un modul despre dezvoltarea cognitivă și emoțională a copilului și la final vom putea să oferim și certificatul de puericultură cu ajutorul unui medic partener al acestui proiect. Wow! Asta e foarte, foarte important, pentru că și spun asta din experiența pe care o am eu pe partea de parenting, una dintre problemele foarte des menționate de mame când vorbeam atunci cu ele era exact asta, faptul că părinții, mă rog, tăticii ar veni la evenimente, dar nu pot pleca de la muncă, pentru că dacă ești însărcinată și spui că ai nevoie să pleci, altfel se uită lumea la tine, dar dacă tatăl spune, suntem însărcinați și am nevoie să plec, nu sună la fel. Asta unul la mână și doi la mână, nu toți tăticii au programul care să le permită să meargă să facă acele cursuri de puiericultură în felul clasic, dar nu cum este Dad to Be Academy, care este făcut online, care este gândit anume pentru contextul în care se află un tată. Deci mi se pare extrem, extrem de important ca pentru cei care ne ascultă, femei sau bărbați,
să știe că există posibilitatea să parcurgă un curs online fără acele limite de timp și spațiu, trebuie să fii la ora 5 în clinica cutare sau în locul cutare, ci te poți uita acasă, de acasă, și să primești acel certificat care să-ți dea apoi un pic mai mult timp în care să stai acasă cu copilul tău după ce el se naște. E foarte tare și bravo vouă că ați făcut demersurile ca să puteți împlini asta. Unde găsesc părinții Dad to be Academy? Unde, de exemplu, dacă aș vrea să-l cumpăr eu cadou sau o prietenă de-a mea vrea să-l cumpere pentru soțul ei, de unde poate să-l cumpere? De pe site-ul moderndads.ro, la proiect este Dad to be Academy. Uh-huh. Aș vrea să povestesc puțin și despre această comunitate. Moderndads.ro este un site dedicat taților și viitorilor tați, așadar tăticii pot intra oricând să se informeze de pe această platformă online, unde publicăm tot felul de informații, interviuri cu specialiști, avem și o rubrică în care vorbim cu tătici. Am văzut. Aia mi-a plăcut cel mai mult. Interviurile cu ce spun tații mi se par foarte faine, pentru că, nu știu cum să zic, sunt calde și cred că cel mai fain e, de exemplu, când am citit articolele, puteam să asociez mental tăticul care a scris articolul cu un prieten de-al meu, uite, un alt tătic banchier ca tine, știi, parcă mai ușor se conectează, nu știu, foarte faină ideea. Da, și pe lângă această comunitate online, avem și pagina de Facebook Modern Dads și grupul privat Modern Dads, unde invit tăticii să se alăture. Este un grup format din aproape 600 de tați din toată țara. În afară de mine, care sunt inițiatorul comunității, nu găsiți alte mămici acolo, așadar tații sunt liberi să intre în comunitate, să interacționeze, să share-uiască tot felul de informații utile pentru alți tătici sau să adreseze întrebări pe care le au și cu siguranță tăticii răspund. Asta e o chestie pe care clar am observat-o și încurajăm tăticii să pună întrebări, să primească răspunsuri și să se ajute unul pe celălalt. Și grupul privat este locul în care cumva permite acest lucru. Pe site-ul moderndads.ro, pe lângă evenimentul Modern Dads, despre care pot găsi informații tăticii acolo, este proiectul Dad to be Academy, cursul video pe care îl pot accesa oricând pe moderndads.ro/dadtobeacademy și mai există un proiect dedicat întregii familii, Modern Family Challenges. Aici sunt multe de discutat, nu știu dacă vrei să intrăm în discuție și despre să amintim despre acest proiect. Ba da, mi-ar plăcea să fac asta, pentru că îmi dau seama că Modern Dad este parte din Modern Family și atâta timp cât încercăm să fim inclusivi în multe feluri și ca și concepte, dar și ca lucruri concrete care există, da, vreau să vorbim. Ce este Modern Family? Modern Family Challenge s-a pornit clar de la evenimentul dedicat taților, pentru că făcând evenimentele offline, ne scriau foarte multe mămici că își doresc să participe și ele, pentru că aducem specialiști foarte faini, pentru că tații povestesc acasă că este o experiență foarte frumoasă. Tații scriau în SMS-uri, de exemplu, informații pe care le aflau de la specialiști și trimiteau în mod în timp real, de fapt, am vrut să spun, mămicilor. Ce tare! Care să le informeze și pe ele. Și atunci, existând cerința asta de la mame, de ce nu faceți ceva și pentru mame, am decis să facem ceva pentru ambii parteneri. Modern Family Challenges este un eveniment dedicat întregii familii. Uh-huh. Un proiect în care discutăm despre viața de părinte de la momentul în care avem bebelușul acasă până copilul face 18 ani. Este o perioadă foarte mare, tocmai de aceea și evenimentul este structurat pe trei paneluri de discuție. Partea de pregnancy and baby, pregnancy pentru că vrem să vorbim puțin și despre ce îi așteaptă sau cum va fi perioada de la momentul în care copilul apare în burtică până la momentul în care se naște, și partea de 0-1 ani, în care se consideră că copilul este bebeluș. După care, al doilea panel este despre perioada în care copilul crește, de la 2 ani la 5 ani, partea de toddlers, în care povestim despre multe, multe subiecte, că practic copilul se dezvoltă pe toate planurile, apar și primele crize de furie și multe, multe provocări prin care trecem noi. Avem și un panel, de, o, o, o,
o zonă în care discutăm despre cu părinți, Parents Talk, în care invităm părinți de tot să ne povestească puțin cum gestionează ei diverse etape ale dezvoltării copilului. Și cel de-al treilea panel este despre School Child and Teens. Vorbim despre adolescenți, despre preșcolari și școlari, despre accesul la tehnologie, partea de relația părinte-adolescent, despre educație sexuală sau multe, multe alte subiecte. Fiecare ediție abordează diverse subiecte de interes pentru părinții de adolescenți și școlari. Și aici avem o secțiune de Parents Talk în care invităm părinți de adolescenți la fel să ne prezinte prin ce trec ei ca părinte, ce soluții găsesc, ce lucruri funcționează la ei, ce nu funcționează, cum este realmente viața de părinte de adolescent sau școlar. Ce fain le-ați gândit, foarte fain le-ați organizat. De exemplu, dacă, să zicem, anul ăsta particip la eveniment pentru că sunt în primul, mi se potrivește primul panel, da? De când e bebeluș și un picuț așa spre toddler. Și după aceea, în vreo 2 ani de zile, când crește copilul meu și ajung la tantrumuri și ajung la momentul în care personalitatea lui iese tot mai puternic în evidență, vin la un alt eveniment, dar acum mă duc la panelul 2, care e despre toddlers, pentru că acum e potrivit acela. Și e fain că cumva ați gândit în așa fel încât cineva care intră în comunitate poate să rămână alături de voi mult timp, tocmai pentru că se dezvoltă în comunitate alături de comunitate. Exact, exact. Asta și te-am dorit cumva continuitate și prin faptul că am lansat și site-ul Modern Dads, inițial am început cu proiectul, cu evenimentul offline, dar ulterior au venit și celelalte lucruri care au completează ceea ce facem. Site-ul, pagina de Facebook și grup privat, după ulterior evenimentul dedicat întregii familii și Modern Family Challenge, de exemplu, avem următoarea ediție sâmbătă, pe 27 martie, de la 10 la 15, așadar dacă ne urmăresc acum părinți de bebeluși, de adolescenți, de școlari, îi așteptăm alături de noi live pe pagina de Facebook Modern Family. Iar cei care ascultă acest episod după data de 27 martie, dragilor, intrați pe pagina lor de Facebook pentru că se organizează periodic aceste evenimente și chiar dacă ajunge episodul ăsta la voi altă dată, s-ar putea să găsiți un loc. Și pe lângă asta, Sofia, eu vreau să pun accentul pe That to be Academy, este online, nu are dată de începere și dată de final, așa că puteți să-l accesați oricând și chiar vă încurajez să căutați informații despre asta. Sofia, aș vrea să te mai întreb câte ceva despre simțirea ta și gândirea ta, pentru că sunt multe lucruri pe care le faci, sunt multe lucruri pe care le construiești, dar aș vrea să știu un pic și cum se simte în tine, adică ceea ce noi nu vedem. Chiar dacă te-aș urmări online și aș citi despre ce lansezi și cum faci, aș vrea să știu și cum se simte. De exemplu, care este cea mai ambițioasă viziune a ta pentru Modern Dads? Am aici clar și eu niște obiective. Nu am vrea să duc la obiective, dar cu siguranță mi-am propus câteva lucruri pe termen lung, pentru că e clar că lucrurile nu se pot schimba așa de astăzi pe mâine. Corect. Vorbim de o mentalitate care se întâlnește în societate și cumva pune presiune și pe tatăl, că o mentalitate cu care nu sunt de acord, că tatăl nu e treaba ta, nu ar trebui să te implici. Adică noi la Modern Dads, în momentul de față, discutăm cu tăticii care sunt deschiși și sunt conștienți de rolul pe care l-au în familie și vor să se implice, adică fac lucruri pentru asta. Dar, pe termen lung, scopul meu este să ajung la tăticii care poate nici nu s-au gândit că e important ca ei să se implice zi de zi în dezvoltarea copilului. Au lăsat totul pe spatele mamei pentru că așa au văzut poate în familie, dar nu trebuie să fie așa. Adică la ei ar putea să fie diferit. Și îmi doresc să ajungem, să inspirăm și să aducem un proiect să convingem tătici care poate nu au pus accent pe implicarea lor, de fapt să facă asta. Deci asta este dorința mea cea mai mare, să ajung să schimb un pic din mentalitatea asta care există în societate.
Știu că nu e ușor, știu că este muncă de ani de zile, dar am început deja, sunt 4 ani de când Modern Dance există și ajută sute de tătici, pentru că noi, în afară de evenimentul pe care îl făceam în București, am fost și în Cluj, am fost și în Iași. Urma să mergem în Brașov și Timișoara anul trecut, dar din păcate, din cauza pandemiei, a trebuit să mutăm totul online. Dar și aici este un punct pozitiv, pentru că online informația poate ajunge la cât mai mulți tătici. Așa că pot beneficia tăticii din toate orașele, satele, județele României. Avem și canalul de YouTube unde punem live-urile pe care le transmitem pe pagina de Facebook, așa că pe canalul Modern Dance tăticii pot vedea oricând înregistrările de la live. Sunt multe, multe materiale faine, mulți specialiști pe care i-am invitat, multe subiecte pe care le-am discutat de-a lungul timpului și chiar îi invit să se uite pe... să se alăture, nu știu, să dea să dea follow canalului de YouTube și să se informeze cu această ocazie. E o resursă care rămâne mereu acolo și e păcat să nu beneficieze de ea. Și legat de ceea ce îmi doresc eu, cumva prin prisma evenimentelor pe care le-am făcut până acum, și feedback-ul pe care l-am primit de la tați, direct, în sală, după eveniment. Faptul că se apropiau și îmi spuneau că a fost foarte fain, nu știam că există așa un proiect, mai veniți în Iași sau mai veniți în Cluj, sau neapărat să discutați despre subiectul X, sau m-a ajutat foarte mult și cred că cum ajung acasă o să aplic. Cumva feedback-urile acestea pozitive pe mine cel puțin mă umplu de energie și mă fac să continui, să gândesc, uite, poate noi concepte, noi să în fiecare zi să aduc ceva în plus pentru comunitatea de tați. Fie că vorbim despre campanii speciale pe site-ul Modern Dance sau în grupă am făcut diverse campanii sau, de exemplu, 7 Days Parenting Challenges am făcut odată, o mini-campanie în care am încercat să ofer părinților câteva idei de joculețe pe care să le facă acasă cu copiii, pentru că la un moment dat nu mai știi ce activități să faci, nu e nevoie de inspirație și am făcut această campanie care cumva a venit ca părinții au reacționat foarte bine la ea, au comentat, au trimis poze cu ce au făcut acasă cu copiii. Adică e clar că prin modul în care a reacționat, e clar că le-a fost util. Și asta vreau, adică vreau să aduc plus valoare, poate e un cuvânt așa foarte tehnic să zic, dar vreau prin ceea ce fac să cumva feeling-ul pe care îl am, ceea ce simt atunci când se întâmplă aceste proiecte, e foarte important pentru mine. Feedback-ul pe care îl primesc de la toți cei cu care interacționez prin prisma proiectelor, iar și la fel de important. Uite, Sofia, o să creez... Iartă-mă că te-am întrerupt. M-am dus cu minte așa un pic în viitor. Tu ești mamă de băiat și de fetiță, știu bine? Da. Așa. Da. Hai să vedem. Să zicem că trec, stai să nu te speriu foarte tare, 20 de ani și băiatul tău este acum bărbat în toată firea și poate, cine știe, se pregătește să fie tată. Ce va fi diferit atunci când el va fi tată, față de ce este diferit, față de ceea ce există acum, pentru că tu ai creat acum 4 ani Modern Dads. Cum îți închipui? Bine, cu siguranță va fi foarte diferit. Nu știu, cred că vor apărea foarte multe, nu știu, proiecte poate dedicate tăticilor între timp și cred că și în media, în mass media va fi dezvoltat mai mult acest subiect, implicarea tatălui. Pentru că observ, de exemplu, că apar tot mai multe bloguri scrise de tătici. Sau tot mai multe branduri au început să comunice cu tații. Uite, asta că mă întrebase la un moment dat de Modern Dads care au fost lucrurile care au pozitive, dar și mai puțin plăcute. La început, de exemplu,
exemplu, nu exista deschidere nici măcar din partea brandurilor de a susține un proiect, de a se implica într-un proiect cum este Modern Dads, ceea ce este total diferit acum, după 4 ani, unde văd campanii concrete realizate de branduri în care în centrul atenției este tatăl, în care imaginea folosită în campanie este tatăl alături de copil. Și sunt multe branduri care au început să comunice pe zona asta. Și cred că peste 20 de ani, cumva, va exista mai mare focus pe tată. Poate nu știu dacă la același nivel ca pe mamă, dar cu siguranță mult mai mult față de acum, unde poți să număr pe degete campaniile, atunci cu siguranță va trebui să fac un Excel cu multe linii. Așa. Eu cred că, în primul rând, prin aceste proiecte și noi ca familie ne-am dezvoltat foarte mult și atunci, clar, copilul meu, copiii mei sunt, le transmit încă de mici cât de important este, prin prisma ceea ce fac, pentru că ei aud acasă, de exemplu, că eu vorbesc, că urmează să organizez evenimentul Modern Dads, eveniment pentru tătici, și li se pare absolut normal că există așa ceva. Deci pentru ei, peste 20 de ani, li se va părea normal să se ducă la evenimente sau să citească informații ca să se pe zona de parenting, să facă lucruri pentru el, pentru copii, pentru familie. Deci asta cred că va fi, în primul rând, din familia mea se va vedea o diferență, nu știu, un alt mod în care este implicat tatăl, pentru că și în momentul de față partenerul meu se implică foarte mult în creșterea copiilor și eu chiar îl postez foarte mult, nu neapărat foarte mult, dar postez des poze cu el împreună cu copiii, tocmai în ideea în care de a arăta că, uite, tăticii, că este acolo, că face activități, că e absolut normal. Adică nu vreau să comunic eu, Sofia, mămica, doar eu ce fac cu copiii. Atunci când postez fotografii pe Instagram sau story-uri, e clar că de cele mai multe ori apare sau de mai multe ori, de fapt, apare tăticul împreună cu copiii, pentru că eu sunt cea care face pozele, în primul rând, dar în al doilea rând, pentru că eu asta îmi doresc să transmit. Și prin, și prin partea mea, prin personal ceea ce fac, nu doar profesional, aceste proiecte. E foarte fain și acum că te-am auzit vorbind și acum că până la urmă mi-am creat și eu un spațiu, un context în care să-mi pun gândirea în alte unghiuri, să se uite cu altfel de perspective la conversația mamă, tată, copii, parenting, mi se pare că cel puțin de acum încolo, sau aș vrea să cred despre mine, o să fiu un pic mai atentă la tătici. Și îmi doresc ca prin acest episod să plantăm eu cu tine semințe în mentalul taților și în mentalul bărbaților, care poate încă nu sunt tați, dar vor fi cândva, ideea că parenting este despre mamă și despre tată, că în momentul în care se naște un copil, se nasc doi părinți, o mamă și un tată, și că fiecare dintre ei are probabil întrebări, nelămuriri, frici la care caută răspunsuri și unul dintre locurile în care, uite, cu ocazia asta invităm să caute răspunsuri, este fix Modern Dads. Sofia, ultima mea întrebare. Dacă ai fi în locul meu astăzi, ce te-ai fi întrebat pe tine și eu nu te-am întrebat? Va trebui să mă gândesc puțin. Mi-aș fi dorit să mă întrebi când este ziua tatălui sărbătorită în România, de exemplu. Uite, Sofia, când este sărbătorită ziua tatălui în România? Este în a doua duminică din luna mai. Okay. Și foarte, foarte puțini oameni știu acest lucru. Acesta este motivul pentru care, de exemplu, acum ceva timp, acum 2 ani, am făcut portret de tată împreună cu Cristian Șuțu de ziua tatălui în București. Am făcut 3 zile în care tăticii veneau împreună cu copiii și făceau un portret în cadrul acestui proiect. Și de fiecare dată de ziua tatălui încerc să scot mai mult în evidență rolul tatălui, pentru că mi se pare că de ziua mamei cumva se vorbește mult. Da. Deși mi se pare că greșit, pentru că ziua femeii, pe 8 martie este ziua femeii și nu ziua mamei. De în acord. România ziua mamei este prima duminică
din luna mai și ziua tatălui a doua duminică din luna mai, ceea ce nu știu foarte mulți oameni din acest lucru și nici nu este celebrată, nu este sărbătorită ziua mamei în luna mai și ziua tatălui la fel. Deci sunt două sărbători peste care se trece cu vederea, dar eu voi încerca totuși să le scot în evidență de fiecare dată când voi putea și chiar te invit și pe tine poate în luna mai să faci o serie de, nu știu, podcast-uri, întâlniri în care să discuți cu tătici cu ocazia asta sau măcar de ziua tatălui cu un tătic. Challenge accepted. Am să caut, dragi domni, fiți pe fază, am să caut un domn tătic sau poate mai mulți domn tătici pe care să-i invit în Thinking Made Visible ca să le facem gândirea vizibilă și despre meseria lor din zi cu zi, dar și despre meseria de tată, care este probabil chiar mai importantă decât ceea ce fac ei profesional. Sofia, îți mulțumesc foarte mult! Mă bucur că încheiem discuția dintre noi exact cu aceste mențiuni legate de când anume se sărbătoresc meseriile, cu ghilimele de rigoare, de mamă și de tată, pentru că, da, nu este suficient de mult marcat acest moment în an și mă bucur și abia aștept să văd ce urmează să creezi legat de Modern Dads, legat de Dad to be Academy și legat de orice consideri tu că va aduce valoare pentru părinții din România. Îți mulțumesc! Mulțumesc mult pentru invitație. Mă bucur că am avut oportunitatea să vorbesc despre comunitatea Modern Dads și despre proiectele pe care le fac și sper ca din ceea ce mai mulți părinți să se alăture acestui proiect și să dedice timp pentru informare și pentru a face mai multe pentru familia lor și tot ce ține de creșterea copilului. Închei aici episodul de astăzi din Thinking Made Visible. Sper că ți-a adus în perspectivă idei noi, poate ai să încerci și tu, alături de Sofia și de munca pe care ea o face, să aduci în discuție mai des felul în care îi implicăm pe tătici în viața copiilor și mai ales felul în care noi, cei care fie creăm content, fie creăm produse, fie suntem antreprenori, luăm în calcul nevoile taților. Mai sper de asemenea că vei da mai departe acest episod prietenilor tăi, dacă știi că sunt între ei tătici sau viitor tătici. Te aștept ca întotdeauna să dai subscribe în orice aplicație ascultă acest episod, ca să poți să primești notificări de fiecare dată când apare un episod nou. Ne vedem și pe Facebook și pe Instagram, dar pentru că ți-am cerut extrem de multe lucruri, sper să faci măcar unul dintre ele. Ne vedem în curând, sau de fapt ne reauzim în curând. Până atunci, amintește-ți să-ți faci gândirea vizibilă.